Mister, felicitări! Bifăm prima victorie în noua ediție a Superligii, 4-2 contra celor de la UTA. Cum s-au desfășurat ostilitățile în această seară? Normal, sunt fericit și felicit băieții pentru că, într-adevăr, la ceea ce am arătat și în prima etapă, jocul nostru a crescut, a fost mai consistent și în atac și în apărare, dar am avut unele momente în apărare pentru mai, așa să spun, că ne-am relaxat puțin și faptul acesta nu mi-a plăcut. Vreau ca echipa mea să aibă un control total, chiar dacă nu domină jocul, să gestioneze bine aceste momente, pentru că sunt importante, chiar dacă nu ai mingea și adversarul pune presiune pe tine, să poți să controlezi puțin meciul. Și cred că per total toți jucătorii au dat mult mai mult, au avut o reacție bună, au avut agresivitate, dar repet, mai avem de lucrat mult. Cum am spus și în alte dăți, jucătorii nu sunt la același nivel fizic și faptul acesta afectează randamentul echipei. Un festival de goluri, 6 goluri, în care Universitatea este lider provizoriu. Da, mi-aș fi dorit să marcăm 2 goluri și să nu luăm niciunul. Să vă spun drept, pentru că era mult mai benefic pentru noi, pentru încrederea noastră, și asta ar fi însemna să nu facem acele greșeli în zona de construcție. Avea nevoie Mitriță de un gol? El a intrat bine și la Hermannstadt și, cum am spus, social de dății, un jucător decisiv. Nu cred că există unul în fotbalul românesc ca el, la ora actuală. Și în acest meci a adus un plus echipei, a dat și pasă de gol și gol. E benefic pentru noi, pentru club și pentru el. Inclusiv la 1-0, echipa a părut așa un pic temătoare. Nu. Cred că a influențat puțin și faptul, căldura pe care am avut-o la ora meciului. Normal că totul părea mult mai lent, dar noi am continuat, nu? Am continuat să avem o circulație bună de minge, să ne creăm ocazii. Cu toate că am făcut aceste greșeli în urmile, să zic, 10 minute din prima repriză, în a doua repriză am ieșit cu încredere și am putut marca și am început iară să controlăm jocul. Început cu bani în jucători Under-21 și ați mai văzut pe bancă încă 4. Nu, e important pentru noi, cei care sunt under și cei care sunt foarte tineri, să putem să integrăm și, repet, prin valoarea lor, nu faptul că sunt ani. Dacă o să corespundă, cu siguranță că vor fi în multe meciuri de la începutul meciului. Cred că este dintre puținele meciuri în care toți jucătorii care au intrat pe parcurs au adus plus echipe, adică s-a cunoscut intrarea lor. Dar a spus că schimbările au făcut diferența. Bineînțeles, nu. Față de campionatul trecut, avem un lot mult mai consistent, dar cu toate acestea am dorit să mai vină. Să mai vină, să creștem pretențiile, nu? Să fie competiție mult mai mare pe posturi în echipă și asta o să fie benefic pentru noi și cu siguranță rezultatele o să fie mult mai pozitive. Sunt speranțe să apară pe termen scurt acei jucători doriți? Cu siguranță că o să vină. La meci a fost și prietenul Gică Craiovanu și Eugen Neagă și a făcut apel la suporteri, la cal și la liniște pentru a avea performanță. Nu, cu siguranță că noi mai avem nevoie de timp, cu toate că am câștigat acest meci, mai avem nevoie de timp pentru că o să întâlnim echipe mult mai bune, mai competitive și atunci trebuie să fim, să jucăm și să știm să stăm mult mai bine defensiv, pentru că într-adevăr astăzi ne-au creat câteva situații pe greșelile noastre și nu, acest lucru nu este pozitiv pentru echipa mea. Ați
antrenamentul de aseară a participat și Liviu Craiovean. Ce ai vorbit cu el? Ce te-a întrebat? Doar ne-am salutat așa scurt, pentru că eram în timpul antrenamentului și nimic mai mult. Da? Sper să-l... Sper să-l văd. Urmează un program infernal. Cum credeți că vom ieși din aceste partide dificile cu Maribor, CFR? Important pentru noi să mergem la Maribor, să putem să avem ambiția de a câștiga acolo, pentru că este important. Nu ascund acest fapt. Știu că întâlnim o echipă foarte bună, am mai spus-o în cele două manșe, a jucat mult mai bine decât Botev, dar n-au concretizat acțiunile pe care le-au avut în fața porții. Atunci încercăm să câștigăm acest meci acolo și să venim cu un rezultat pozitiv pentru noi, să câștigăm încredere, pentru că e important, și un pic cât un pic nivelul echipei să crească în toate aspectele. Ați apelat la Alexandru Crețu, că se pare că el a jucat la Maribor. Am văzut nu echipa, și cu siguranță că el o să ne aducă și alte informații. Mulțumim. Prima victorie din nou sezon, prima victorie acasă. Da, mă bucur foarte mult că am reușit să obținem victoria în fața suporterilor și implicit ne bucurăm noi, pentru că avem nevoie în clasament să obținem puncte, mai ales acasă. S-a simțit lipsa ta în momentul în care ai intrat, s-a văzut că ai intrat în teren. Cum arată echipa în momentul de față? Deocamdată nu suntem 100%, niciunul dintre noi, mai puțin, cu atât mai mult eu, pentru că am lipsit foarte mult de la pregătire. Dar nu, în 10 zile nu am pierdut foarte mult, încă sunt pregătit să joc, nu din primul 11, cum a fost cazul în această seară, dar sper ca în meciul din Europa să încep titular pentru a-mi ajuta echipa. Din nou mă bucur că am intrat foarte bine, atât eu cât și colegii mei de pe bancă, și ne-am ajutat echipa să câștige. Universitatea am scris și astăzi 4 goluri, dar din păcate a și luat 2. Da, asta mi-a părut cel mai rău, că am primit cel de-al doilea gol, care a fost într-o prostie a noastră, nu am fost atenți la acel corner. Mă bucur că am reușit să marcăm și cel al patrulea gol, ca să nu avem emoții pe final și implicit să obținem victoria mult mai ușor. Te-am întrebat și ieri la conferință de meciul cu Maribor. Acum vă gândiți la meciul ăla, cum crezi că o să fie meciul? Ne gândim acum, după acest meci, cu siguranță. De mâine vom începe să ne gândim acolo și să pregătim meciul pentru Maribor. Domnul Gâlcă, cu siguranță, a pregătit meciul, chiar dacă am avut și acest meci cu UTA, știe ce ne așteaptă acolo. Vom încerca să mergem să nu pierdem și să ne întoarcem să obținem calificarea acasă. Pe Matias se poate fotbalist. Să văd că tot are. Eu mi-aș dori, dar vom vedea dacă are talent. Da, tot am urmărit prin filmulețele tale. Da, sincer, îi place să joace, se uită la meciurile mele. Mă bucur acest lucru, sunt mândru și sper când o crește și mai mare să mă urmărească la fel ca acum. Mersi frumos. Mulțumesc. 4-2, victorie fără cuvinte. Ce mai răspuns după scorul ăsta și după meciul ăsta? Bună seara, ne bucurăm că am câștigat. Este primul meci pe teren propriu. Ne bucurăm că am făcut suporteri fericiți și pleacă toată lumea acasă fericită. Cum a arătat echipa din punctul tău de vedere? Practic a fost două echipe astăzi. Una până minutul 65, alta după minutul 65. Toate echipele contra noastră se apără, mai ales pe teren propriu, până minutul 50 sau în prima repriză. Știm acest lucru și este normal ca în repriza a doua să fie mult mai multe spații, să fie cât mai multe acțiuni de poartă și cu siguranță jucătorii de calitate de la noi ies în evidență în repriza a doua. Tu ai intrat, de mult nu te-am mai văzut cu așa poftă de joc. Da, m-am pregătit 2 luni și jumătate pentru acest moment și mă bucur foarte mult că am scris și am câștigat. Vine meciul cu Maribor. Care crezi că o să fie starea? Va fi alt meci, este altă competiție, altă presiune. Ne așteaptă o deplasare foarte grea și noastră ca o echipă foarte bună. Mergem acolo să câștigăm și să ne calificăm mai departe. Alex Crețu v-a mai vorbit despre Maribor, pentru că el a jucat acum 3 ani de zile. Am vorbit, dar nu foarte mult. S-au schimbat multe lucruri de când a fost el acolo și cu siguranță va fi altă echipă. Mersi frumos. Și eu.